Bună dimineața, dragilor, ce faceți? Eu sunt aici, la bucătărie, o aștept pe mama să vină. S-a dus să-și suce părul pentru că s-a spălat, o să ieșim prin oraș, prin Vâlcea. Stați un pic. Caro, las-o. Acum o să mă apuc să îi îndrept părul, ea și usucă acum, și o să mă apuc să îi îndrept părul, iar apoi așteptăm să vină Nicu, s-a dus la Drăgășani să vadă ce face cu diploma, dacă reușește să o ia. Și este 10 și 19 minute, m-am trezit în jurul orei 8, am venit, am stat cu mama, am vorbit, am mâncat, am gustat de pe aici struguri, tot felul de chestii. Și apoi pe la 9 și un pic s-a trezit și Nicu și cea mică și au venit la bucătărie și ei și Nicu a plecat. A pupat și el o banană și a plecat. Și așteptăm să vină să mergem în oraș. Dar v-am spus, întâi de toate o vom îndrepta pe mama, apoi o voi schimba pe Caro și ne pregătim să mergem. Eu sunt pregătită, m-am aranjat cât de cât, mai o să mai finisez un pic totul mai aproape când e să plecăm. Ah, ce bine e lângă soba caldă! Ce bine e, ce bine e, ce bine e! Ce voiam să vă mai zic? Ah, sper să reușesc să mai filmez, pentru că ne apucăm la vorbă și uit să mai deschid camera să filmez, dar sper să filmez astăzi, să nu uit. Voi filma și în Vâlcea, voi filma când mergem, când ne plimbăm, zicea mama că o să luăm câte un kebab să păpăm. Și cam asta este, ne vom plimba mai mult, ne vom distra mai mult astăzi. Caro este o nebunică. O nebunică totală. Nu stă deloc, 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 deloc. Bun, dragilor, ne auzim. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Ce pape acolo, Caro? Struguraș? Pap strugure? E bun? E bun strugurele? Am îmbrăcat-o și pe Caro, m-am îmbrăcat și eu. M-am îmbrăcat și eu, dragilor. Sunt pregătită, așteptăm să vină Nicu. Încă n-a ajuns. Îl așteptăm. Uite, a fugit cățelul, Caro? Suții, ce face? Te aleargă, Caro? Ia vezi că acum vine. Vezi că vine, vine. Uite-o. Ai obosit, este? Zi, lasă-mă, băi. Zi, tati, vezi, stai eu că fac mamă, bă.
unde mergem Caro, la animăluțe? Vedem animăluțele? Nu mai știu unde sunt aia cu pești. Da, cred că aici. Adică stai cu voi, am venit. Da, am mai venit, da. De astea? Suții mici, mici, mici. Uite acolo sus. Papagalii Garo. Papagalii Garo. Uite acolo. Pe astea nu prea pot să le prind. Tutu mic. Tutu mic. Ia uite, Delionu. Uite, crocodilul. Uite, uite. Da. Suntem la șerpi. Dar trebuie neapărat filtru ca să poți să le ții apa curată. Eu le schimbam la 4-5 zile, cam așa. Se schimbă la 2 săptămâni. Se înverzea imediat dacă n-ai filtru. Păi nu i-am avut. Drăguțe, 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 broscuțe, drăguțe. Dulciți mici. Vai, cât de mici. Suflețele mici. Uite, ăsta e de la sanitar, de la de curăță apa, da. Ia să vedem și aici, pestisorii. Frumusețe, dulceți. Dulceață ce ești, te uiți tu la mine? Te uiți tu la mine și tu vorbești cu mine, mă? Și tu vorbești cu mine, mă? Sulețele mici, frumusețe. Frumusețe, ne jucăm amândoi. Ne jucăm amândoi. Ne jucăm amândoi. Uite ăștia se aleargă. Ce drăguț. Uite ce se aleargă. Te cred că ăsta are pui. Sau așa sunt ei? Gras, dar posibil să aibă. Nu, că uite și ăștia mici au... Doamne, cât de mult îmi plac peștișorii. Da, eu de ăștia am avut. Uite, unul mov așa și un roz, da, am avut. Au fugit? La nebunie îmi plac. Aici sunt broște, aici sunt broște. Ce aici sunt? Nu văd. Ceva o fibă. Ce acum să sară așa în geam? Nu, nu-mi dau seama. Uite asta. Ah, uite, dar pe unde e băgată? Sunt băgată. Nu-mi dau seama. De aici avem ceva? Nu avem nimic aici. Nu? Nu mai știu. Ce urechiușe au? Ce drăguț!
Babuinul. Babuina și babuinul. Maimuțica, ce faci? Ia poftim. Ai, doamne, deci zici că e om. Om în toată firea. Țiți, vorbești cu mine? Vorbești cu mine, maimuțica? Deci cu un picior în partea asta și cu unul aici. Băi, deșteptelor. Vai de capul meu, cât am mai ăsta. Uite. Da, văzut? Uite ce mică. Ani a avut unul. Da? Da. A, iată, mă sună Ani. Mânița. Nici zuvlețele mici, mă. Indie. Băga mânița la ei. O să-ți luăm și noi, dar să mai crești. Uite. Păi ăsta iese. Stai, mă, acolo, mă bag. Bagă capul. Hei. Ia uite, a venit ăsta dintr-o! Uite, mă, a venit unul! Pune-mă, fă-i mamă, fă-i mamă, Caro! Uite, mai venit unul! Mamă, tati, fă-i mamă! Mamă, așa! Merge la el! De jos merge la el! A, după prândări sau unde? Ușor! Stai ca să și ăsta e de al casei. Încălțat-o. Încălțat-o. Ce faci? Nu... Caroline. Caroline? Mandarine. Asta o langă. A, gata, am văzut. Mamă. Îți vrea să te scui? Păi asta voiam să zic. Stai un pic să ne scui pe el. Puțin așa. Uite-l în acolo. Asta ce e oaie, ce e. Uite cum mănâncă, cum mănâncă cu lăbuțele alea mici. Nu mai vei la el, tati. Mamă, mă, cât am el. Ah, cum l-am văzut pe ăsta? Nu, tati, nu pune mâna. Suțu mare. Tati, nu pune mâna. Ce faci, lupule? Ce faci, lupu? Lupu? Suțu. Nu trebuie. Ciuciu, 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 ce fomiță? Nu, uite, mă, unde? Aha, la înăuntru acolo, dar nu-l prind. Doar coada. Nu, că nu e, păi. Nu pune. Ciuciu mic, ciuciu mic, frumusețe, că vă iubesc pe toți, pe toți. Toate animalele îmi plac. Nu punem.
Papă ăsta e la masă? Cred că are morcov. Mhm, da, da, gata. Țuții! Țuții frumos! Țuții frumos! Ia uite Caro! Ia uite-l! Ia uite Calu! Ia uite-l! Ce frumos e! Ne-i mic acolo! Că după ei... Tuti! Tuti! Okay. Aici avem, nu se vede ce avem. Da, ia uite Caro, ia uite. Tutu. Că te știu cum stă, Doamne. Ia zi, m-am plictisit. Nu mai pot. M-a ajutat să evadez? Ia uite-o, Caro. Ia uite-o. Ia uite-o. Ia uite-o, Caro. Caro, lasă căluții. Tu te uiți la căluții? Da, la căluții. Uite mamuții, Caro. Tati? E cu ochii la cal. Mamuții. Că acum au văzut-o, acum au văzut-o. Acum au văzut-o. Măi, muțica! Uite, așa te cațeri tu. Maimuța, da, maimuța. Maimuța. Ce? Păi stai că filmez. Ia uite. Maimuțica, da, uite, o filmam. Ia uite, Caro, ce avem aici. Ia uite. Bă, bătrânule, ce faci? Chiar că n-are poftă de nimic, ia uite. Ce? Gata, ai că nu mai vrea la mine. Hai, nu la mine. Pe tine te caută. Da? Da. Ăsta, ai văzut? Da. Leu. Ia zi, bă, broscuțe, ia uite, Caro, broscuțe. Ia uite, broscuțele. Ia uite, le fac plajă. Bau. Bau, struții. Bau, struții. Dă-i una aici. Da, până, exact asta voiam eu să zic. Ok, la picioare. Acum ai de un picior. Caro, te uiți pe munițe. Uite fluturaș, ce-mi place mie. Caro, îți place jucăria? Dragilor, am venit aici la Anabela. Ne mai vedem și noi, dragilor. Gata, am terminat la zoo. Nu au fost foarte multe animale. Dar voiam să vă spun. Asta vorbeam și cu mama acolo. Pe mine mă încântă foarte tare când văd animăluțe. Doar că mă uitam la un lup, l-am și filmat. Mă uitam la el că era destul de fără chef, nu avea chef de absolut nimic. Și
îmi plac animalele, îmi plac foarte tare și îmi place să le văd și să le observ, să le văd habitatul, să văd tot, să observ tot la ele. Doar că stau închise și asta nu-mi place pentru că nu le permite spațiul să se desfășoare exact așa cum trebuie. Mie îmi plac foarte mult animalele, foarte mult, v-am spus, îmi place să merg la zoo de fiecare dată pentru că îmi place să le văd. Doar că nu-mi place că stau prea închise și le observ, că nu mai au chef de absolut nimic. Caro, Caro se tot crăcește pe aici și nu stă, nu stă. Vrei să papi? Păi și atunci ce vrei să faci? Păi ce vrei să faci? Nu-ți dau, dar ce vrei să faci? Ce vrei? Pixu? Păi te murdărești, Carolina. Te murdărești, te faci numai de pix. Caută aici un pix. Cred că da, că am văzut că mai mișuna așa un pic.
te ajută, tati? E riscant. Vei? Ce caldă mie. Ce cald? Pe toți aia. Pe bune? Pe bune nu le-am văzut. Vezi că a venit pe coarte. Hai! Opa! Hai, gara! Opa! Te dai într-o parte. Opa! Un castravete, nu? Ei, fără castravete. Un castravete. Ai făcut cu castravete? Da, nu, am făcut și castravete, da. Zero, ai un tari. Eu vreau să-l adun la boc. Dragilor, ne pregătim de plecare. Uitați că e soare. Ne pregătim de plecare. Prima dată vom da la Pitești să-mi iau diploma. Sper să reușesc să o iau. Și cam asta a fost. Ne auzim pe drum. Îmi gustă eu și la mine. Cuțu, 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 cuțu. Să vezi ce dă fita cu ușa. Da. Că măta nu știu să o închid. Ia să vezi că o deschid. Că nu mai poate acum. Dragilor, am ajuns acasă și sunt foarte, foarte morcovită, nu mai am chef de absolut nimic. Mă doare și pe sub burtă, așa, nu știu de ce mă doare. Mama ne-a pus foarte multă carne, foarte multe congelate și vreau să fac curat puțin în ladă ca să văd ce scot pentru seara asta să gătesc. Și nu cred că vă mai iau cu mine pentru că nu mai am poftă de filmat. De asta și filmez acum să vă spun care este situația, să nu stau până diseară. De editat am editat, mai am doar muzica să o pun la edit, la videoclip. Și acum să inserez acest clip pe care îl filmez acum.
A fost foarte frumos. Mă bucur foarte tare că am mers, pentru că mai mi-am revenit așa. Am ieșit din rutină și chiar a fost foarte frumos. Aseară, Carolina Antar, am să vă povestesc, cred că mâine, într-un alt vlog, pentru că s-au întâmplat foarte multe și comanda de pe Shein a venit fix în ziua în care am ajuns acolo, adică alaltă ieri a ajuns, dar am dat să se livreze duminică sau luni, nu mai știu exact când am dat să se livreze, ori duminică, ori luni. Deci voi primi comanda duminică sau luni. Carolina aseară a făcut numai prostii. Am să încerc să vă inserez așa un clip mic din ce mai făcea ea pe acolo aici. Și sau cred că vă inserez după acest clip, pentru că mai vorbesc și trebuie să și auziți așa un pic. Deci a fost o nebunică totală. Foarte nebunică. N-a avut stare absolut deloc. Asta voiam să vă spun. Că eu o să închei vlogul aici. Pentru că nu mai am poftă să filmez absolut deloc. Îmi continui aici treaba la frigider. Îl voi dezgheța un pic, nu știu ce-i fac. Văd eu, pentru că s-a lipit gheața de lada de jos. Și nu mai pot să o deschid. Așa că trebuie să văd ce-i fac în momentul în care mă apuc de ea. Bun, dragilor, ne auzim data viitoare. O să mă apuc și eu să editez după ce termin cu tot tămbălăul de aici. Și ne auzim data viitoare. Dar haideți întâi să vă arăt ce am luat de la mama, ce mi-a pus mama. Aici ne-a pus să ducem la bunica mea acasă, să ducem stoloni, parcă le-a zis, și la părinții lui Nicu, stoloni, cred, niște căpșunele care se fac și acum în această perioadă. Aici mi-a pus 3 role din acestea de folie alimentară. Aici, dragilor, avem miere, avem dulcețuri, avem compoturi, avem de toate. Mierea aceasta eu voi da bunicii mele și pe aceasta o păstrez eu. Și în rest toate sunt ale noastre, avem și castraveți murați, avem de toate pe aici. Și mai este aici am adunat eu conuri, pentru că vreau să facem ceva pentru ceva DIY. Pentru Crăciun. Și aici avem congelate. Am vinete, am carne, am de toate pe aici. Am zis eu că nu mai filmez, dragilor, dar tot îmi vine să filmez. Ia uitați câtă gheață s-a format aici. Mi-a deschis Carolina într-o zi lada și n-am văzut. Am ținut-o deschisă, de fapt, pentru că ea a lăsat-o deschisă și când m-am întors înapoi am văzut că era deschisă. Nu m-am uitat aici, se făcuse apă și a înghețat. Și recent am văzut că nu pot să deschid partea aceasta de jos. O să mă apuc să-l curăț. Dragilor, uitați câtă gheață a fost, bine, nu este toată, am mai căzut pe aici un pic. Și mai este acolo puțină. Am scos-o, acum vreau să îl curăț. Aici înăuntru. Bun, haideți că... Au, că totuși filmez, m-am lovit la unghiuță. Îmi pare că tot nu-mi vine să renunț la filmat momentan. Așa. Bun, și să iau o cârpă curată. Acum să dau aici. Gata. Am râs-o cu mâna mor aici. Ce-o linge. Așa știi. Așa, da. Bravo. Cum te îmbraci? Ieși afară? Caro, ia uite. M-a dus să nu am apăsă. Ce migălește acolo.